La 71 de ani de la plecarea în exil și la 37 de ani de la deces, mama regelui Mihai s-a alăturat suveranilor României moderne. Ea a fost reînhumată, așa cum și-a dorit fiul său, în Lăcașul din Argeș. În anii 40, mama regelui Mihai a salvat sute de mii de oameni de furia naziștilor, s-a opus abuzurilor primilor ani ai ocupației sovietice și a încercat din răsputeri, alături de fiul ei, să păstreze țara în lumea liberă. La aeroportul internațional Otopeni a aterizat aeronava forțelor aeriene române, care a repatriat sicriul reginei Elena. A avut loc un ceremonial militar și religios la care au fost prezenți Alteța sa Margareta, custodele coroanei regale și membrii ai familiei regale, reprezentanții ai instituțiilor statului, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Armatei României, ai Corpului Diplomatic și ai altor confesiuni și religii din România. Apoi, cortegiul funerar a plecat la Palatul Elisabeta, unde sicriul a fost depus în sala regilor. Custodele coroanei a dorit ca în mod simbolic sicriul reginei Elena să plece către Curtea de Argeș de la Palatul Elisabeta, locul pe care la 30 decembrie 1947 regina mamă și regele Mihai au fost forțați să-l părăsească pentru a se închide astfel un cerc al istoriei deschis dureros acum 71 de ani. Cortegiul funerar s-a deplasat până la Curtea de Argeș pe DN7 Chitila, Titu, Găiești, Topoloveni, Pitești, drumul vechi, așa cum îi se spune, prin toate locurile fiind întâmpinat cu respect și dragoste de mii de localnici. Din centrul municipiului Pitești, cortegiul a ajuns la Curtea de Argeș, sicriul reginei Elena fiind depus în Catedrala Istorică, Episcopală și Regală. Aici publicul s-a putut închina și reculege la catafalc. Prin aducerea moaștelor sau putem să spunem a osemintelor reginei Elena, deși știm bine că evreii o consideră o sfântă, de-aia am folosit acest termen, se completează familia regală a României la Curtea de Argeș. Curtea de Argeș este cu adevărat necropola regală a românilor, este unul dintre orașele de pe harta lumii, alături de Saint-Denis din Franța, alături de Catedrala Westminster din Marea Britanie, din Londra, de Belgrad, de Sofia, de Sankt Petersburg, mai exact fortăreața Petropavlovsk. Deci iată, intrăm în marea galerie a necropolor regale ale lumii. Este un lucru extraordinar și trebuie să mulțumim monarhiei române, trebuie să-i mulțumim lui Carol I că a ales Curtea de Argeș. De altfel, Carol I fiind un om care știa foarte bine istoria acestei țări, simbolul pe care îl reprezintă prima capitală a țării românești, dar și minunata mănăstire care se află în spatele nostru și pe care el a refăcut-o începând cu 1875 cu ajutorul arhitectului francez André Lecomte de Nuit, catedrală deosebit de frumoasă, cu o arhitectură unică în țara noastră și de ce nu în toată zona balcanică. Am participat și la celelalte, la sosirea regelui, la mormântarea regelui Mihai, mormântarea reginei Ana și întotdeauna vom veni aici, de câte ori va fi o slujbă pentru regii noștri. Nu au putut fi depuse flori în catedrală în jurul catafalcului, acestea fiind așezate în scoarul din fața noii catedrale arhiepiscopale și regale de la intrarea în mănăstire. Custodele coroanei a rugat pe toți cei care doresc să aducă o floare, un buchet sau o coroană să aleagă doar flori albe pentru a simboliza seninătatea și bunătatea reginei mamă. Prin reînhumarea reginei mame Elena, lângă fiul său, regele Mihai, s-a reparat o nedreptate istorică și morală.